împăzitieni, în viață și petrecere fără prihană, Domnului să ne rugăm. Amin. Ca Domnule Dumnezeul nostru să le dăruiască lor în nuntă cinstită, viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Amin. Iar ca pe moștenitor făgăduinței tale, în sus bine cuvintează pe robii tăi aceștia, învățuindu-i pe ei, spre toată fapta cea bună, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și fărărea și în vecii vecilor. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Costina și întărește cuvântul ce și-au dat uneștei pe ei cu Sfânta Unire cea de la tine, că tu din început ai citit parte vorbătească și femeiască
și de la tine se însuțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău acesta, Andrei Mânării, și spre roaba ta aceasta, Eliza Costina, și întărește lugudna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că Tu, Doamne, ai zis, ai arătat să se dea lugudire și să se întărească toate. Prin inem s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inem s-a dat arătat adevărul Tamarii. Prin inem, Părintele nostru cel ceresc s-a îndurat spre Fiul cel risipitor când a zis, dat inel în dreapta lui și junghind vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântarea cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Atunci cel ce binecuvintești și simțești toate, te sunt și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii glorie. Miliește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Nicolae și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru Dumnezeu, Andrei Mădălin și Rita Costina, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru toți rămăitorii creștini care sunt de față la sfârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, oameni, Dumnezeule, ești de slavă, sunt Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în cazul mânia primeria și voia a prăbiluie
curata, prea binecuvântată, slăvita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și purura, Fecioara Maria, cu toți dimenții, să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pânuiește-ne și ni pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Toată slava cinstea și slăbina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului, să ne rugăm. Dumnezeule cel prea curat și ținitorul de a toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam femeie, ei binecuvântată ei și ai zis crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul, pe amândoi iarăta cu proprii însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi într-un și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău, Avram, ai deschis pântecele sale, l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce ai dărâit pe Isaac Rebecă și ai binecuvântat în nașterea ei, care e însoțit pe Iacob, Rahela și din ei a arătat 12 patriari, cel ce ai însoțit pe Iosif cu asineta și le-ai dărâit lor pruși pe Efrem și de Manase, care ai primit pe Samaria și pe Elisabeta, le-ai dat lor prut pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcinea mesei, după trup, ai crescut pe pururea Fecioara Maria, din neam, te-ai rântrupat și te-ai născut spre iubirea neamului omenesc, care pentru negritul tău dat și multa bunătate, ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege, nașterea de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi acestora Andrei Mădălin și Elisa Costina, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unui alt creat într-o legătură a păcii, dar de cruci, seminție cu viață îndelungată, cu luna cea nevestejită a măririi, învrenicește aștepta pe fii fiilor lor, păzește viața lor fără mântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului, umple casele lor de grâu, de vin, de untdelen și de toată bunătatea ca să dea celor lipsiți și împlinește în lor celor ce sunt împreună cu ei toate cererile celei către mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător de oameni iubitori ești, ție slavă înălțând împreună cere fără de început a tău, Părinte, prea Sfântului Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și tururea și în veci, vecilor. Amândoi să ne rugăm. Binecuvântate-și, Doamne Dumnezeu nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul Nestrigăciunii și Chivernisitorul Cel Bun al Celor de Trebuință Vieții, însă Stăpâne Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui ai zidit femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată acum o din noastrele mele și de trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel ceresc peste rubite aceștia, Andrei Mădălin și Eliza Costina, și dă rabia acesteia să se plece în toate bărbatului său și robului tău acestuia să fie cap femei ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara,
Binecuvintează pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora. Binecuvintează pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele Chitului. Păzește-i pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții trei tineri, trimițându-le lor rod din cer. Și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cunun din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de părinții lor care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile castelor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de răbite aceștia, Aurel și Mihaela nașii lor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robul tău acesta, Andrei Mădălin, și de roaba ta aceasta, Eliza Costina, și binecuvintează pe dânsii. Dă-ne lor roadă pântecele prunci buni și bună înțelegere sfântească și trupească. Înalță-i pe dânsii ca cedrii libarnii, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pământului ca toată îndestularea vânt să sporească spre tot lucru bun și bineplăcuție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta să strălucească ca luminătorii pe cer în tine, Domnul nostru, căreia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintului Tău, Celui fără de început și Duhului Tău, Celui din viață, Fător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeule cel Sfânt care în ai făcut pe om și din coasa lui cu femeie și ai însoțit o mici de ajutor, pentru că așa a făcut slavii tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuși acum se pune închide mâna ta de Sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Andrei Mădălin, cu roaba ta, Eliza Costina, pentru că de ce se însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe dânsii cu gândul crunează și cu ciucărâșul lor roadă pântecelui dobândire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Robului Dumnezeu Andrei Mădălin, cu Robului Dumnezeu Elisa Costina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună Robului Dumnezeu Andrei Mădălin, cu Robului Dumnezeu Elisa Costina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună Robului Dumnezeu Andrei Mădălin, Doamne Dumnezeu, Eliza Costina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba Dumnezeirea Eliza Costina, cu robul Dumnezeu Andrei Mădălin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba Dumnezeu Eliza Costina cu robul Dumnezeu Andrei Mădălin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba Dumnezeu Eliza Costina cu robul Dumnezeu Mădălin Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domne, Dumnezeu nostru, Oh,
aminte. Precum și Hristos este cap bisericii trupul său, al cărui mântuitor și este, căci precum biserica se supune în Hristos, așa și femeile bărbaților întru totul, bărbaților, viste femeile voastre, după cum și Hristos este biserica, s-a dat pe cine pentru ea ca să o sfințească, curățindu-o cu bate prin cuvânt, și ca să o înfățișeze țiești, biserică slăvită n-am în față, sau zvârțitorul altceva de aceste, și ca să fie sfântă și vreo de vihară, așa la bărbați, la toți și ca să fie ca pe zi trupurile lor, cel ce și vei să ne aveți să ne strivește, să ne rădată cea în trupul său, și de care Africa, the Lord will be with you.
și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru mila, pacea, viața, sănătatea, mântuirea și ocrotirea robilor lui Dumnezeu, Andrei, Mădălină și Elisa, Costina, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Ne rugăm pentru robii tăi, Aurel și Mihaela, Eugenia Mihaela, nașilor, și pentru poporul care este înainte, Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostive și iubitore de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, care în purtarea ta și de grijă, grijă de mântuirea de nevoie din Cana Galilei, a arătat luta cinstită privirea ta însușa prin ferovitea cinștea Andrei Mădălinii, dar costumea care și-a nevuit asemenea unul cu altul, păzește în pace și în bună înțelegere. Arată dânta lor cinstită pe patul lor de închinat, binevoiește să sfințească viața lor fără prihană și învreiușește pe dânsii să ajungă bătrânești fericite, cu inimă curată de plin poruncile tale. Că tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești, mântuiești, e slavă noastră împreună și eu pot certa al tău, părinte, și pe ascunsul și cum e viață pe lui tău, Duh. Acum și pururea și mergi veșo. Apără mântuiește, miluiește, cine păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfânt în pace, și fără de păcat la Domnul să cerem. Sunt de pace, credincios, dreptător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos, sufletelor noastre, și pace lumii la Domnul să cere. Toată vremea vieții noastre în pace și cu păință să o sfârșim la Domnul să cere. Să știm creștine vieții noastre, fără durere înfruntat în pace și răspuns bună înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.